Cele două petroliere fac parte din clasa de gheață Ice Class, ele urmând să navige pe mările deloc prietenoase din nordul continentului. Potrivit vicepreședintelui companiei coreene care a construit navele, acestea sunt dotate cu cele mai noi și mai moderne sisteme de navigație, fiind construite pentru a face față condițiilor vitrege de pe mările înghețate. They are identical to each other, but different. Sunt două vase identice, dar diferite de cele 5 surori ale lor deja livrate. Acestea sunt nave Ice Class, echipate pentru a face față mediului aspru al mărilor înghețate. Președintele companiei care a cumpărat cele două nave, Nicolaos Tsakos, a ținut să felicite echipa constructorilor navali de la Mangalia pentru profesionalismul și rapiditatea cu care a reușit să livreze navele grupului pe care îl conduce. Mi-aș fi dorit ca și la noi acasă, în Grecia, să beneficiem de astfel de performanțe în domeniul construcției navale. Desigur, pe această cale vă îndemn să continuați pe drumul început, cel al performanței, având întreaga noastră susținere. Vă mulțumesc atât conducerii de U Mangalia, cât și angajaților societății pentru toate eforturile depuse. Potrivit directorului Diviziei Managementului Administrației, Mihai Andrei, cele două nave au dotări suplimentare față de celelalte proiecte livrate. Practic, ele sunt fac parte din așa numita clasă de gheață, pentru că vor naviga în special în zona Mării Nordului. Acest lucru înseamnă că structura corpului este suplimentar întărită față de celelalte nave pe care le-am livrat din acea serie. De asemenea, tot ce înseamnă izolații în compartimentul mașini, în compartimentul de suprastructură, sunt mult mai intens realizate. În prezent, șantierul naval din Mangalia mai are în construcție alte 4 nave pentru diversi armatori internaționali. Următoarele proiecte pe care le avem în curs de execuție sunt alte 3 nave pentru grupul Tsakos, sunt ultimele 3 din seria de 9 și de asemenea încă un proiect cu capacitatea de 156.000 de tone deadweight, a doua navă pentru clientul Maran. De asemenea, mai avem de livrat încă o navă pentru un alt client grec, Minerva. Acest proiect este similar cu nava pe care astăzi o livrăm. Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze acest vapor și pe marinarii săi. Au urat nașele de botez ale celor două nave. Also, yes, may God bless this ship and all who sail on earth.